uitându-ne, am aflat că soldații austrieci erau unguri, erau trecuți în acte vlahi, ardeleni, sârbi, cehi, ofițerii erau germani, francezi, italieni, ceea ce mă face să spun, să-mi permit să spun că se băteau de fapt creștinii cu musulmani. Un general italian de origine, care servea în armata împăratului austriac, pe nume Federico Veterani, a avut geniala idee să trimită aici 300 de soldați cu 5 tunuri ca să poată câștiga bătălia în vest. Cred că era bine informat, pentru că odată ce au ajuns cei 300 aici prin Banatul ocupat de turci, pe furiș au venit, 4.000 de turci tocmai încercau să treacă pe Dunăre în sus către bătăliile din vest și n-au mai putut să treacă. Dunărea la 1600, pentru că nu era nici vorbă de baraj, era cu 30 de metri mai jos nivelul apei. 30 de metri înseamnă cât înălțimea unui bloc cu 10 etaje. Aici, în fața peșterii, pășteau animale, erau stânci, pădurici, multe drumuri pe malurile râului, pentru că fiecare ambarcațiune trebuia remorcată cu boi care mergeau pe maluri, uneori zeci de boi erau necesari. Pentru că trecerea era dificilă, 2500 de turci au murit aici, într-o bătălie care a durat 45 de zile. La final, ultimii 70 de supraviețuitori s-au retras în peșteră, au baricadat și apărau intrarea principală, raportau tot și ce mâncau dimineața, că de-aia erau nemți, așa că știm că li s-a terminat mâncarea cu 2 săptămâni înainte, știam că nu se mai putea, se spune în rapoartele lor, că nu se mai putea respira aici din cauza fumului de la praful de pușcă ars. În fereastra de acolo, pe o platformă de lemn, ultimul lor tun încă trăgea câteodată scufunda și aicele turcești care veneau din jur. N-aveau nicio șansă să scape vii. Insist pe povestea asta pentru că e o mică lecție de istorie românească. Au scăpat totuși. Din niște legende locale știm că au scăpat folosind o strategie pe care turiștilor străini o prezint ca o strategie tipic românească. Nu vreau să vă pot recunoaște, e chiar oltenească de-a dreptul. Aici, în peșteră, au scris o scrisoare, un document. Unul dintre soldați, adevăratul erou, s-a căsărat pe stâncile de aici cu hârtia după el. Noaptea, probabil, a trecut dincolo de armata turcă, fără să-l vadă nimeni. A doua zi s-a întors pe lumină pe drumul al mare, ca și cum venea de la Caransebe și încoace. L-au prins turcii, au găsit hârtia asupra lui și scria acolo că vin din Caransebe și aici 5.000 de soldați austrieci. Deja pierduseră oameni, crezând că vor fi atacați pe la spate, turcii s-au retras. Așa s-a terminat în 1692 bătălia aici, așa a câștigat pentru foarte scurt timp, pe drept, generalul Veteranii orașul Timișoara. De atunci peștera se numește Veterani, dincolo de zidul acela îi spunem camera generalului. O să dăm o tură de peșteră pe aici, ca să vă mai prim și în alte zone ale istoriei.